Extrem de îngrijorătoare informațiile în plan extern de astăzi. Pentru prima oară în istorie, Ucraina lovește Rusia cu rachete de fabricație americană. Este vorba despre rachetele cu rază lungă de acțiune ATAC-MS, care fac parte din înțelegerea cu Statele Unite. În urmă cu doar câteva zile, Statele Unite au permis Ucrainei să atace Rusia cu aceste rachete cu rază lungă de acțiune. După luni în care Volodymyr Zelensky a cerut lui Joe Biden să-i dea voie să lanseze aceste atacuri, Biden și-a dat acordul doar acum câteva zile. Problema este că Vladimir Putin și-a modificat astăzi doctrina nucleară. A modificat doctrina nucleară în sensul în care asigură pe toată lumea, tot Occidentul, că Moscova va răspunde cu arme atomice dacă Ucraina atacă Rusia cu arme occidentale. Putin a semnat astăzi acest decret, care, după cum spuneam, aprobă modificarea doctrinei nucleare a Federației Rusiei, iar această nouă variantă de document permite Rusiei ca în cazul în care teritoriul său este atacat chiar și cu armament convențional, așa cum s-a întâmplat deja, Rusia să răspundă cu arme nucleare, inclusiv către un stat non-nuclear. Reacția Rusiei a venit după ce Statele Unite au permis Ucrainei să folosească aceste rachete ATAC-MS americane pentru a lovi ținte din interiorul Federației Rusiei. Dacă facem o analogie între decretul semnat de Putin și atacul lansat de Ucraina, atunci ajungem la concluzia că Ucraina a violat deja atacul nuclear al lui Putin. Ce urmează? Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură domnul general Virgil Bălăceanu. Bună ziua, domnule general, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, cu plăcere. Îi mulțumesc analistului de politică externă Dorin Popescu. Mulțumesc mult că sunteți alături de noi, domnule Popescu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule general, prima reacție din partea dumneavoastră, vă ascultăm. N-ar fi un motiv real de îngrijorare. Da, putem vorbi de o coincidență. Suntem în a 1000-a zi de război. Se pare că nu s-a aprobat această completare a doctrinei rusești cu privire la folosirea armelor nucleare. Și, deși ucrainienii nu confirmă, dar sursele deschise ne spun că ar fi fost lovit un depozit de muniție din undeva la granița dintre oblastul Briansk și Kursk. Trebuie să avem în vedere următorul aspect. A fost lovită plecând de la premisa că au întrebuințat ucrainienii o rachetă ATAC-MS. Au lovit pe o adâncime față de Sumy sau Sugea. Sunt două orașe, unul în Ucraina, unul în Federația Rusă, de unde a fost declanșată ofensiva în Rusia, pe teritoriul regiunii Kursk, la sub 150 de kilometri, într-o adâncime, să-i spun, operativă. Este o adâncime în care se dispun mijloace, inclusiv de sprijin logistic, baze și mijloace de luptă și de sprijin, inclusiv sprijin logistic. Ori, nu aș vedea momentul în care Federația Rusă să întrebuințeze arma nucleară tactică, în condițiile în care, fie cu o rachetă americană, a fost lovit un depozit de muniție. Dacă mergem în aceeași logică, întrebuințarea oricăror mișloace, inclusiv a proiectilor de artilerie, care sunt trase din obuziere care au fost livrate de către Occident și cu muniție livrată de Occident, care execută foc pe timpul acțiunilor de apărare în zona Kursk, ar putea la fel fi catalogată ca un mijloc, nu, occidental, care acționează pe teritoriul Federației Ruse. Războaiele nu au granițe. Nu există o graniță într-un dispozitiv de ofensivă, unul de apărare, ci sunt aliniamente. Ori războiul se duce pe aceste aliniamente.
războiul se duce și în zona Donbas, se duce și în zona Kursk. În definitiv, operația de la Kursk nu a vizat cucerirea Moscovei, ci a vizat interzicerea unor acțiuni a forțelor rusești pentru a crea culoarul de est, pe care, din punct de vedere politic și militar, rușii și l-au propus de mai mult timp. Sigur că a mai avut și scopul de a atrage cât mai multe forțe rusești de pe direcțiile din zona Donbasului, unde rușii au succes, lucru care nu s-a realizat. În definitiv, suntem într-o dinamică a acțiunilor militare, de ambele părți sunt vizate ținte militare și în aceeași dimensiune, dacă Federația Rusă va utiliza rachete balistice nord-coreene, nu este un lucru similar întrebuințării de către forțele ucrainiene a unor rachete care nu lovesc Moscova nici n-au cum, bătaia maximă fiind de 300 de kilometri. Au lovit un depozit în adâncime, depozit care putea fi lovit și cu alte mijloace. Consider că este o retorică legată de modul în care a fost modificată doctrina de întrebuințare a armei nucleare de către Federația Rusă. În definitiv, Federația Rusă, asumându-și riscurile internaționale în cazul în care ar folosi arma nucleară tactică, nu ar avea niciun sprijin internațional. Nici măcar China, ba din potrivă, ar critica și ar răci relațiile cu Federația Rusă când într-un război de tip clasic, cu întrebuințarea unor arme pe adâncimi tactice și operative, ar constitui un pretext de folosire a armei nucleare tactice. Domnule Dorin Popescu, sunt 1000 de zile astăzi de când a început războiul din Ucraina. Și simbolistica pare că nu e deloc întâmplătoare. Ucraina lovește la 1000 de zile cu aceste rachete americane. Putin modifică doctrina nucleară chiar astăzi. Vedeți o cauzalitate și cât de grav ar putea să fie escaladarea, dacă va exista o escaladare? Escaladă vor exista cu siguranță în perioada următoare de săptămâni, luni. Vor exista escaladări reciproce, nu am nici cea mai măruntă îndoială, dar nu, cred că vreuna din următoarele luni ar putea fi de natură necontrolată. Bineînțeles că Federația Rusă își va intensifica acțiunile militare în vederea cuceririi și securizării ocupării temporare a unor largi teritorii ucrainene până la posibilă semnare, până la posibilă convenire și semnare a unui armistițiu privind încetarea focului. În mod simultan, Ucraina va încerca să se folosească de încă deschisa fereastră de oportunitate de a beneficia în continuare de sprijin tehnico-militar din Occident pentru a atenta recuperarea unora din teritoriile sale ocupate temporar de Federația Rusă. Deci ne vom aștepta la escaladări, dar sub nicio formă în următoarele luni nu vor exista escaladări de natură nucleară. Vladimir Putin și-a consolidat dispozitivul de inhibare prin adoptarea astăzi a fundamentelor politicii de stat în domeniul nuclear. El își consolidează dispozitivul de inhibare, încercând să creeze premizele pentru destructurarea imediată și totală a sprijinului tehnico-militar și politic al Occidentului față de Ucraina. Acest sprijin va continua, războiul de apărare al Ucrainei va continua, ofensiva ucraineană din curs reprezintă un efect direct al războiului ilegitim și nejustificat al Federației Ruse împotriva Ucrainei, nu ne lăsăm intimidați de retorica și de arsenalul nuclear al Federației Ruse și continuăm să sprijinim Ucraina în ceea ce Comunitatea Internațională numește pe bună dreptate acest război ca fiind un război de apărare al Ucrainei în fața agresiunii militare ilegitime a Federației Ruse. Domnule general, dacă de facto ziua de astăzi poate fi considerată una în care, sigur, în condițiile în care acest atac al Ucrainei asupra Rusiei cu rachete americane se va confirma oficial,
pentru că este o știre de presă pentru moment, ar fi, după cum spuneam, deja o încălcare a noii doctrine militare a lui Putin. Dumneavoastră, cum vedeți consecințele a ceea ce s-a petrecut azi? N-aș vedea niște consecințe majore. În definitiv, întrebuințarea unui număr limitat de rachete din inventarul armatei ucrainene, în mod sigur, este un număr limitat, nu schimbă nici măcar în mod fundamental situația operativă de pe teren. Constituie însă un sprijin pentru consolidarea apărării, mai ales în regiunea Kursk. Kursk devine un centru de greutate în eventualitatea încetării focului, realizării unei linii de demarcație și, dacă mergem mai departe, a unei zone demilitarizate. De aici și premisa că Putin nu va accepta propunerile lui Trump și vom vedea reacția lui Trump la respingerea acestor propuneri, pentru că, în definitiv, Trump, iertați-mă, Putin nu va renunța la cuceririle teritoriale din Ucraina și vorbim de toate cele patru regiuni, Herson, Zaporojie, Donetsk, iertați-mă, și Lugansk, luăm în calcul și Crimea, dar vorbim de cele patru regiuni în care continuă acțiunile militare, cerând în același timp, dacă nu va reuși prin gruparea de contraofensivă să-i scoată pe ucrainieni din curs, trupele ucrainiene să părăsească cursul fără a avea în oglindă o părăsire a zonelor cucerite și anexate ilegal de către Federația Rusă. Cu cât rezistența armatei ucrainiene în Kursk va fi de lungă durată, și mă refer nu numai la timpul până la 20 ianuarie, când în mod oficial Trump va fi președintele în exercițiu al Statelor Unite, chiar și după ianuarie, o perioadă cât mai îndelungată, pentru că în felul acesta o operație militară realizată prin surprindere, a fost o surprindere strategică, își va dovedi eficiența. Kursku pentru Federația Rusă este deja călcâiul lui Achile din toate punctele de vedere, dar toate aceste puncte de vedere au o linie roșie. Nu justifică întrebuințarea armei nucleare tactice, nici nu luăm în discuție întrebuințarea armei nucleare strategice. Ce va face Trump? Pentru că Trump i-a așteptat spre finalul lunii ianuarie să preia de fapt ofririle Casei Albe. Ar putea să dezamorseze situația aceasta, domnule Popescu? În prezență, cred că nu are instrumentele și resursele necesare. Ce va face? În mod clar, va iniția discuții, tatonări de clarificare, de poziționare, atât cu partea ucraineană cât și cu partea rusă. În mod clar, va încerca să construiască rapid o soluție politico-diplomatică. Această soluție va fi dezavoată simultan sau succesiv atât de partea ucraineană, care ar putea să vadă în condițiile viitoare soluții americane termenii unei capitulări, cât și de partea rusă, care ar putea să vadă în condițiile pe care le va propune, le va înainta, le va formula președintele Trump, ar putea să vadă un nivel inferior de concesii cu care Moscova să nu fie de acord. Deci aceste propuneri vor fi dezavoate. În condițiile în care vor fi dezavoate, și alți parteneri și alți actori statali vor încerca să-și ofere serviciile de mediere. Am văzut Turcia, am văzut reiterarea propunerii de negociere și de pace a Turciei, vor veni și alții, China, etc. Deci vor fi luni intensive, luni febrile, din punctul de vedere al formatelor, al soluțiilor de clarificare, de tatonare, în vederea creării unui spațiu optim de compromis rezonabil între cele două părți, care să conducă, cel mai probabil în cea de-a doua jumătate a anului 2025, la convenirea și încheierea unui armistițiu de încetare al focului, nici de cum la convenirea și încheierea unui acord politic care să stingă războiul. Acest armistițiu ar putea stinge, opri, doar actuala fază militară. Deci, în termeni cel mai optimist, ar putea vedea un armistițiu de încetare al focului în a doua parte a anului 2025, sub presiuni internaționale multiple, pe
o zonă de compromis rezonabil reciproc, atât din partea, din partea Moscovei cât și a Kievului, și în actualele faze militare active, care însă va însemna în egală măsură debutul unei lungi pregătiri a părților pentru declanșarea unei alte succesive faze militare active, când partea care va declanșa o nouă fază militară activă va aprecia că va, își va fi consolidate resursele de care este nevoie pentru inițierea ei. Este aceasta cea mai delicată fază, cea mai complicată fază a războiului, domnule Bălăceanu? Este complicată din punct de vedere al continuității conducerii pentru Zelenski, pentru că, așa cum spunea domnul Dorin Popescu, o încheiere a focului, o încetare a focului și o înțelegere legată de un armistițiu cu perspectiva unor cedări teritoriale înseamnă un dezastru, nu? Din perspectivă politică. Înseamnă că forțele armate ucrainiene, Ucraina în sine, au capitulat față de invazia pe propriul teritoriu a Federației Ruse. Un lucru care nu poate fi acceptat de către poporul ucrainian. Ucrainienii, citeam recent un sondaj, deși numărul celor care sunt favorabili războiului a scăzut față de acum 2 ani de zile, totuși 70% din ucrainieni doresc să continue acțiunile de luptă, pentru că acest război determină identitatea statală și istorică, în fapt, a Ucrainei. Identitate care este contestată nu numai de Federația Rusă, inclusiv Elon Musk spune, nu, că nu putem vorbi de o Ucraina independentă. Ca atare se joacă, repet, poziția de președinte al Ucrainei, a lui Zelenski, se joacă pe de altă parte situația Ucrainei, pentru că fără Zelenski nu știm cine va avea conducerea la Kiev, iar lucrurile dintr-o asemenea perspectivă se complică inclusiv pentru România, pentru NATO, pentru Uniunea Europeană. Pe de altă parte, Federația Rusă se confruntă cu o situație legată de Kursk. Nu cred că Putin va admite o încetare a focului și mai ales o zonă demilitarizată în condițiile în care armata ucrainiană continuă să ducă acțiuni militare pe teritoriul Federației Ruse. Mulțumesc foarte mult. Are probabilitatea ca acest război să continue, dincolo de încercările de încetare a focului și de armistițiu, să fie un scenariu mai valid decât cel pe care îl discutam puțin mai devreme. Sau cel pe care îl evoca președintele Donald Trump, care spunea că va pune rapid capăt acestui conflict. Foarte interesant că Donald Trump n-a avut niciun fel de reacție după această decizie a lui Joe Biden de a permite Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acțiune. Singurul care a reacționat a fost fiul său, Donald Trump Jr., care vorbea despre al treilea război mondial și îi făcea imbecili pe cei care vor să alimenteze cu bani industria armamentului. Vedem din nou aceste imagini în noaptea de 19 noiembrie, deci imagini filmate de noaptea trecută. Unități ale forțelor armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale forțelor de apărare, au provocat pagube asupra arsenalului centrului logistic 1046 din zona orașului Karachev, regiunea Briansk, din Federația Rusă. Acesta este comunicatul pe care l-au primit jurnaliștii. Asta este anunțul făcut pe Facebook de statul major al armatei ucrainiene. Facem o foarte scurtă pauză și revenim. Celebrul victoraș Micula vrea să scape de 31 de fapte penale, printre ele e vorba despre achiziționarea de muniție în valoare de 27.000 de euro,
faptul că a tras cu pușca pe șoseaua de centură a municipiului Oradea, în fine, și multe, multe altele. O parte dintre acuzații s-au prescris. Pentru altele îi sfârșește o pedeapsă cu munca la mănăstire. Nu e o glumă, ați auzit bine, la mănăstirea Sfintei Cruci lucrează acum excentricul Victoraș Micula. Instanța a decis ca el să muncească în folosul comunității. Le mulțumesc invitațiilor mei. Ni se alătură jurnalistul Sterian Negra de la Newsweek. Sterian, mulțumesc pentru prezența ta. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și avocatul Cosmin Bolosin. Bună ziua, domnule avocat, mulțumesc mult. Sărut mâna, bine v-am regăsit. Sterian, muncește la mănăstire Victoraș Micula și nu e foarte îndepărtat de mediul politic. Înțeleg că are și niște ambiții, niște calcule politice la aceste alegeri. Da, eu pur și simplu nu mai pot cu atâtea fapte penale ale acestei beizadele Micula Junior, dar să nu uităm că el este moștenitorul, este fiul unuia dintre cei doi mai mari asociații ai Imperiului European Drinks, da? Care are o istorie extrem de zbuciumată cu statul român de încă acum 20-25 de ani, când beneficia de facilități fiscale extrem de consistente, până acum câțiva ani, când a beneficiat de o decizie a unei instanțe internaționale și a trebuit să îi fie plătit de la bugetul de stat vreo 800-900 de milioane de lei cash, da? Cash, pentru că altfel au pus sechestru pe active ale statului din străinătate. Dar să revin la acest băiețaș, da? Băi, nu se poate așa ceva. Am vorbit cu sursele numărate, am scris și eu despre individul ăsta. Nu există infracțiune, aproape că nu există infracțiune din codul penal pe care această beizada să nu fi făcut până acum. Este înfiorător. Se folosea de polițiști locali de acolo pentru a intra în baza ilegal în baza de date a poliției pentru a-și urmări adversarii sau cei cu care avea probleme în trafic sau să-și urmări iubita. A tras cu arma. Am imagini, da? Când trăgea cu arma sau bracona din elicopter. Nu aveați înțeles pe cine vorbim aici. Acest băiețaș care își permite pe baza relațiilor părinților lui și pe baza unor relații extrem de putrede și faptul că șeful poliției locale de acolo era unul Hainea sau nu știu cum îi spunea, care era la degetul mic al acestor frați Micula. Omul băiețaș ăsta le-a făcut pe toate și când justiția într-un final s-a luat de el, și-a luat tălpățița și a fugit prin Elveția, de ne dădea lecții de acolo. Acum eu înclin să cred că are ambiții politice dintr-un singur motiv, da? Stă cu cei de la AUR la masă, recomandă pe domnul George Simion de la AUR dintr-un singur motiv, în opinia mea, care poate fi greșită, pentru a scăpa de problemele penale. În halul ăsta am ajuns cu ascensiunea politică a unora, da? Oamenii își doresc să ajungă al de AUR la butoane ca să-i scapă pe ei de probleme penale. Înțelegeți unde ne aflăm? Deci omul ăsta le-a făcut pe toate în Bihor acolo. Nu există infracțiune. Era temut de toți oamenii din zona de acolo. Nu se poate. Ăla care a fugit, care a omorât pe cineva, mi spune Maior Gulescu, era mic copil pe lângă băiețașul ăsta. A avut norocul Chior că n-a omorât pe cineva. Sau nu știm noi, dar n-a avut norocul ăsta Chior. În rest, le-a făcut pe toate. Sterian, te întrerup o secundă și aș vrea și comentariul tău. A apărut un document exclusiv pe G4 Media. Compania Aeroportul București, aflată în subordinea lui Sorin Grindeanu, l-a propus în funcția de director general al Romprest pe Paul Păcuraru. E vorba despre fiul patronului Realitatea Plus. Postul are contracte de promovare cu AUR. Maricel Păcuraru a împrumutat candidații AUR. Și aș fi vrut să aud și comentariul tău, Sterian, pe tema asta și îl salut și pe Ștefan Edveș, care ni s-a alăturat, să ne spună cum acum, înainte de alegeri, s-a produs această mișcare. Te ascult, Sterian. Deci dacă nici asta nu mai e o dovadă a unui blat, cum să vă spun, extrem de murdar între PSD și AUR, trebuie să schimbăm definiția din DEX. Deci nu mai pot. Pe cuvântul meu, ca jurnalist, băi, le-am văzut pe toate. Am stat puțin pe călcâie când am văzut toată povestea aia cu domnul
Ciolacu, care a plecat la Monaco, că așa pleacă toți socialiștii de caviar, bă, ei nu pleacă, bă, cu un avion de linie, ăștia nu pleacă cu o cursă dintre asta, cum plecăm cu toții afară, nu, ăștia pleacă toți numai cu private jet-uri, parcă el s-ar putea justifica măcar jumate din banii pe care i-a dat pe private jet-ul ăla, dar revenind, am stat puțin pe călcâie pentru că materialul a apărut în spațiu public într-un mod care mie nu mi-a plăcut. Da? Dar informația este informație. Dar dacă nici asta nu mai este blat, adică cum să vă spun, păcurarul, patronul de la Realitatea TV, dar unde se perindă de dimineață până seara, deci George Simion și toți aia orarii lui, când nu sunt la România TV, la domnul Sebastian Ghiță, da? Unul dintre prietenii, cum să vă spun, prietenii lui Ponta, unul dintre oamenii din spatele AUR, da? Deci când nu se prezintă domnul Simion la România TV, e la Realitatea TV, da? Domnul ăsta a avut, conform documentelor apărute în spațiu public, a avut bani împrumutați către AUR, deci omul ăsta este umbilical legat de AUR, da? Am mai pus-o și pe fica domnii sale, domnule, nu înțeleg ce-i în capul acești oameni, să candideze pentru nu știu ce, da. La Cotroceni din partea unui partid dintre ăsta naționalist extremist. Deci Stelian, numai puțin, că ni s-a alăturat și Ștefan Nedves și vreau să-l întreb și pe el. Ștefan, bună Ștefan, cum așa, fix înainte de alegeri, compania Aeroportul București, aflată în subordinea domnului Grindeanu, marele lider al PSD, îl pune în funcție pe băiatul lui Maricel Păcuraru, director general al Romprest. Maricel Păcuraru, fiul televiziunii Realitatea Plus. Ecuația este foarte simplă. Directorul general Gabriel Bulgaru, apropiat de tot ce înseamnă conducerea Ministerului Transporturilor respectiv, Sorin Grindeanu, nu avea voie să-l propună pe Paul Păcuraru, fiul lui domnului Maricel Păcuraru, conform actului constitutiv. Deci conform legii, conform actului constitutiv legat de tot ce înseamnă Rompres, este ilegală numirea acestuia în cadrul Consiliului de Administrație. Explică-ne de ce e ilegal, Ștefan. Mai mult pentru că este băiatul domnului Maricel Păcuraru. Mai mult, ei dețin 42%. Nu, stai puțin, nu e ilegal că e băiatul Maricel. Altele sunt motivele, ei nu? Ei dețin 42% din aceste acțiuni Rompres, pentru că miza acestei jucării, știi foarte bine, Laura, înseamnă Rompres în contextul de față. Ei au cumpărat 42% din acțiuni cu $100 canadieni, conform documentelor. În contextul de față, repet, revin la actul constitutiv care spune foarte clar că directorul general Gabriel Bulgaru, numit de Sorin Grindeanu, nu are voie să numească pe Paul Păcuraru în Consiliul de Administrație. E foarte, foarte grav ce spui. Antifrauda, o să verifice ce de la antifraudă și de la ANAF, să vadă exact ceea ce se întâmplă legat de achiziția aceea de $100 canadieni, respectiv 42% din aceste acțiuni. Stelian Ștefan, vă rog să rămâneți alături de noi, o să rog și pe domnul Bolosin să rămână. Facem o foarte scurtă pauză și ne întoarcem cu mai multe informații despre ceea ce pare a fi un cadou, Stelian spune, citez, un blat în campanie electorală. Revenim. O mișcare foarte interesantă în campanie electorală, compania Aeroporturi București, aflată în subordinea lui Sorin Grindeanu, l-a propus în funcția de director general al Romprest pe băiatul patronului Realitatea Plus, Paul Păcuraru. Este vorba despre un post de televiziune care, potrivit documentelor oficiale, are contracte de promovare cu AUR. Maricel Păcuraru, de asemenea, a împrumutat cu bani candidații AUR. Și încă o chestiune, această adresă de la CNAB vine în contextul în care la DNA este în lucru in rem un dosar de șantaj, după cum scrie G4 Media, deschis, citez, după ce în iulie 2022 fostul director general al companiei Aeroporturi George Dumitru Dorobanțu a formulat un denunț în care a arătat că un apropiat al lui Maricel Păcuraru, participant la emisiuni la Realitatea Plus, iar fi transmis în mai multe discuții că șeful Realitatea Plus vrea ca șeful aeroportului
să-i servească interesele în Consiliul de Administrație al Romprest. Am încheiat citatul. Stelian Negra, te rog. Da, Ștefan, te rog. Vreau să citesc din actul constitutiv al Romprest, o actualizare din aprilie 2017, și să explicăm faptul că domnul Gabriel Bulgaru, care dorește o numire pe 4 ani, să spunem așa, în fruntea CNAB, nu avea voie să-l numească pe domnul Paul Păcuraru. Păcurare, să-l propună pe domnul Paul Păcuraru în această funcție, pentru că cei de la CNAB au propus deja un administrator non-executiv. Îl cheamă Dragoș Brezeanu. E, la rândul lor, cei de la DETACO, ca să facem să înțeleagă lumea exact despre ce este vorba, DETACO trebuia să-l propună pe Paul Păcuraru în funcția de membru în Consiliul de Administrație. Dar cine e DETACO? DETACO este exact ceea ce vorbeam, acționariatul de 42% legat de tot ceea ce înseamnă în firma Romprest. Această firmă care practic este. Ei, sunt cei care au cumpărat cu $100 canadieni acțiunile. Da, deci, Stelian, mai sunt 30 de secunde, te rog, concluzi. Am înțeles. Stelian, 10 secunde, cum se numește știrea asta? Cum se numește ce am aflat acum? Deci o confirmare încă o dată a blatului PSD-PNL și a trebuit să ne întrebăm și organele statului a trebuit să se întrebe dacă domnul Sorin Grindeanu nu a fost cumva supus unui șantaj din partea acestui trus de presă, pentru că de nenumărate ori a fost călcat în picioare acolo, după care domnia sa a mers acolo și pare că a intrat pe linia cea bună. Mulțumesc mult, mulțumesc Elian, mulțumesc Ștefan, vă mulțumesc și dumneavoastră, ne revedem mâine de la ora 12.